bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Sara și vă întâmpin cu un videoclip de MTs pentru că de-a lungul timpului, în câteva luni, aproape un an de zile, am strâns ceva produse, ba pentru îngrijirea părului, îngrijirea corpului sau a unghiilor, pe care vreau să vi le prezint și despre care vreau să-mi spun părerea, în caz că vreți să le achiziționați, poate vă este util să vedeți și o opinie sau cum le-am folosit eu de-a lungul timpului și cum mi s-au părut că sunt ele. Am aici o plăcută întreagă, face și gălăgie și am zis să fac MTs acum pentru că n-aș prea vrea să mai strâng mai multe produse, mai mult decât am strâns acum. Și este curățenia de primăvară, prin urmare, imediat după ce vi le prezint vouă, o să meargă la gunoi. Ok, să începem. O să încep cu șamponul Pantene, pe care îl foloseam înainte cu regularitate. Este un șampon foarte bun pe care îl recomand în caz că nu aveți un păr cu probleme. Este ok și pentru părul gras, la fel cum este al meu, care se îngrașe foarte repede. A doua sau a treia zi deja se observă diferențele că nu mai este spălat. Și este un șampon care curăță foarte bine, îmi place că face spumă, dar pentru că l-am găsit pe cel de la Elsev care se comportă mult mai bine cu părul meu, nu cred că o să-l recumpăr pe acesta cât de curând. Așa că goodbye Pantene, ne vedem când ne vedem. Ok. O să le pun aici jos lângă mine, sper să nu fac o mare gălăgie. Și că tot vorbeam de șamponul de la L'Oreal Elsev, cel cu arginin Resist X3. Este șamponul meu preferat, pe care îl folosesc foarte des. L-am recumpărat pentru că acesta se terminase. Îmi place foarte mult. La fel ca și cel de la Pantene, face spumă, curăță părul foarte bine și nu numai că îl curăță, dar am observat, cel puțin pe părul meu, îi dă și un pic de volum și un pic de vitalitate. Nu știu, părul meu se comportă mult mai bine cu acest șampon și de aceea îl folosesc, nu chiar zilnic, cam de două ori pe săptămână, cam așa mă spăl eu pe cap. Nu mă spăl foarte des pentru că, în special la părul gras, nu prea se recomandă. Ok. Atunci când părul meu se îngrașă și sunt cam la a treia zi și vreau să folosesc ceva ca să arate cât de cât spălat, apelez la șamponul uscat Batist. Este preferatul meu. Este nelipsit din baia mea. Acesta este Eden Sugar Melon and Honeysuckle, pe care l-am primit de la Andera. Mulțumesc, Andera, și de tine și toate cele. Te salut! Este super tare. Nu-l avem la noi România încă. Andera mi l-a trimis din Anglia și pot să spun că miroase fenomenal. Mi se pare că miroase cel mai bine dintre toate cele pe care le-am încercat eu și am încercat, slavă Domnului, multe variante pentru că le-am primit de la Pastor și celălalt miros bine, dar nu la fel ca acesta, dar toate își fac treaba, în caz că vă întrebați. Între altele, îți dă și foarte mult volum la păr, de aceea îmi place mie și de aceea vi-l recomand cu drag. Deodorantul de la Gerovital H3, pe care îl recumpăr mai tot timpul, pentru că este foarte bun, îmi place că lasă un miros foarte subtil, chiar funcționează și are un preț excelent, așa că îl recomand, mai ales că este o marcă românească și da, îl recumpăr tot timpul. Un gel de curățare pentru față de la Blanchet. Am impresia că această marcă pe care o găseam înainte în Kaufland, nu știu cât de bine se focusează camera aceasta, eu sper că se focusează, în fine. Este un gel de curățare pentru față, cum vă ziceam. Nu este cine știe ce mare minunăție, pare niște particule care odată ce intră în contact cu tenul, să nu vă imaginați că se dizolvă, pur și simplu sunt acolo
te speli pe față ca să-ți dea acea senzație de curățare, dar ele rămân acolo pe piele și, nu știu, o senzație tare ciudată după ce te speli. Îți curăță tenul, dar nu în profunzime, sau cel puțin nu cum ar trebui, părerea mea. Așa că nu cred că o să-l mai recumpăr. A fost așa o încercare de curiozitate mai mult. Advanced Technique Styling Spray Protector pentru momentul în care te duci la păr cu fionul. Este o variantă veche, roz, este foarte bun, îl recomand. Momentan îl am pe cel de la Sias, care este destul de ok, este într-o sticluță un pic mai mare. Dar și acesta a fost bun. Lucru care îmi place foarte mult la toate spray-urile de păr de la Avon sau Avon, este faptul că miros foarte bine, inclusiv acesta, îmi place cum miroase și dacă o să am ocazia să prind o reducere sau să îl mai recumpăr, poate că o să o fac după ce se termine al meu de la Sias, care probabil o să se termine peste o jumătate de an sau un an. Acum că vine vara, prefer să-mi întorc părul afară, fără să îl mai usuc cu fionul, cum făceam în mod normal toamna și iarna. Un alt șampon de la L'Oreal Elsev, Color Viv, șampon de îngrijire. Acesta nu mi-a plăcut pentru că toate șamponele de îngrijire mi se par un pic cam grase pentru părul meu și n-a fost cine știe ce, așa că nu o să-l mai recumpăr. Două recipiente de la Aura sunt din DM, sunt pentru a lua oja de pe unghii, dizolvant, care au ulei de castor și ulei de migdale. Îmi place că este foarte bun, nu se termină foarte repede, ceea ce mi se pare super tare. Am și varianta mică și varianta mai mare, nu știu, sunt în jur de 11 lei, 6 lei asta mică, 11-12 lei asta mai mare, depinde cum le găsiți în DM, uneori sunt la reducere, alteori nu sunt. Nu știu, eu sunt mulțumită de ele și am mai recumpărat un recipient din acesta mare, pentru că îmi plac foarte mult. Un gel de duș de la Yves Rocher cu grefuit și nu mai știu ce este. Grefuit și aloe vera bio. Da. Miroase fresh, îmi plac mirosurile acestea fresh, da, miroase foarte bine. Un plus la gelurile de duș de la Yves Rocher, nu cred că e unul dintre ele care să nu-mi placă cum miros. Acesta miroase foarte fresh și s-ar putea să-l mai recumpăr pentru că vara, în special atunci, îmi plac genul acesta de geluri de duș fresh, proaspete, care să îți dea o senzație de prospețime imediat ce te speli. Bază complex fortifiant de la Farmec, am băgat înapoi și recipientul pentru că vreau să scriu despre el pe blog. Este un base coat, dar și o bază cu complex fortifiant. Nu m-a dat peste cap. Eu am folosit două până acum. Una de la Kalos și aceasta de la Farmec. Și momentan folosesc una de la Evelyn, un tratament 8-in-1 care într-adevăr își face treaba. Adică am reușit să-mi las și eu în sfârșit unghiile mari. Le aveam mult mai mari de atât, dar a trebuit să le mai aranjez un pic pentru că îmi plac unghiile mari, dar nici chiar atât de mari. Pe unghiile mele acest tratament nu a funcționat. Cred că funcționează mai degrabă ca o bază înainte de a aplica oja pe unghie, dar nici de cum ca un tratament. Nu cred că o să mai recumpăr. Deja sunt foarte mulțumită de tratamentul meu de la Evelyn și nu. Poate pentru alte persoane funcționează, însă la mine nu a dat randament chiar deloc. Ok. Acesta era întăritorul de la Kalos, pe care o să-l arunc pentru că nu funcționează nici acesta, așa că chiar nu mai am nevoie de el. Deodorantul de la Rexona miroase foarte bine, Rexona Motion Sens cu aloe vera, Cool and Calming Protection. Miroase bine, mi-a plăcut mult de tot, dar îl am pe acesta de la Garnier Mineral.
Îmi place foarte mult și acesta miroase mișto, dar nu știu, să văd pe care o să-l recumpăr. Probabil o să-l iau și pe cel de la Gero Vital, pentru că v-am zis, e nelipsit și îmi place să am mai multe opțiuni, câteodată să mă dau cu Gero Vital, câteodată cu cel de la Garnier sau cu cel de la Rexona. Nu știu, să vedem. Loncolor Silver Reflex, șampon nuanțator. Nu vi-l recomand pentru părul blond, ca să nu se vadă acea nuanță de auriu care uneori arată ciudat. Este recomandat să te speli cu un șampon care să aibă reflexe argintii. Acesta nu prea e ok, nu face spumă deloc, este tare ciudat, nu știu, arată un pic ca nămolul, pot să spun așa. L-am folosit pe cel de la Balea, acela este foarte bun, acesta chiar nu-l recomand, e tare ciudat, nu știu dacă l-ați mai folosit până acum, dar personal nu mi-a plăcut. Încă mai am un recipient și o să-l arunc pentru că îl țineam acolo degeaba. De la Yves Rocher este un balsam reparator pentru vârfuri uscate de 50 de ml, care miroase superb. Și îmi pare rău că mi s-a terminat pentru că vreau să-l recumpăr. Îmi place foarte mult cum îmi lasă părul după spălare. De acea ușurință al aranja, îi lasă un miros foarte plăcut. Văd că are lapte de ovăz și ulei de migdală dulce bio cu proprietăți nutritive. Mă așteptam să fie ceva foarte interesant și cu siguranță o să-l recumpăr pentru că mi s-a părut foarte, foarte bun. Elmi Plant Body Nutrients, loțiune de corp revigorantă, care este tare ciudată de ceva vreme și ultima dată cum am dat cu ea, nu știu, se formează pe corp niște particule și cu siguranță nu sunt particule de piele moartă pentru că mă dau imediat ce ies din duș și mi se pare că, nu știu de ce, lasă o senzație de murdărie pe piele în loc să acea senzație de hidratare și răcorire fix și revigorare, de fapt, așa cum scrie pe produs, tonifică și revitalizează. Singurul lucru care îl face este că îți lasă pielea frumos mirositoare, dar mai mult de atâta, nu știu, n-am simțit cine știe ce schimbare și nu cred că o să mai recumpăr pentru că mi se pare tare ciudată. Pentru mine nu a funcționat, încă mai am produs în recipient, dar it's time to say goodbye. It's ok. Ok. Am o punguță goală de la Gillette Simply Venus. Mi se par tare bune aceste lame de ras de la Simply Venus. Sunt ușoare, au, nu știu, acea bandă care face mult mai ușor să te epilezi cu piele. Eu de obicei le folosesc pentru picioare, când sunt în duș și îi le recomand. De la Avon, din nou, un spray pentru părul un pic deteriorat și în special la vârfuri eu îl folosesc. Este, cred că, un produs care Avon nu-l mai are, pentru că nu știu de ce le schimbă foarte des. Îmi pare rău că nu l-au mai reluat pentru că miroase foarte bine. Eu am luat două recipiente din acestea în momentul în care, nu știu, am văzut că Avon are tendința să le schimbe și parcă am avut așa o presimțire că nu o să-l mai găsesc și mai am încă unul aproape plin. Miroase excelent. Și în caz că știți voi dacă îl mai iau, îmi lăsați și mie un comentariu. Da, chiar funcționează, îmi place foarte mult și vă ziceam, miroase super tare. Îl recomand dacă Avon îl mai are, deși nu sunt sigură. Ultimul produs este un gel de duș de la Aptonia din Decathlon. Nu costă foarte mult, este în jur de 4 lei. Este foarte tare pentru că are un miros foarte fresh. Și mi-a plăcut. Cred că dacă mai am ocazia să mai trec pe acolo, poate că o să-l recumpăr, în special că este primăvară și este genul de miros care e tolerabil, ușor și foarte plăcut pe piele. Și cam atât. Plusuța mea văd că este goală. O să
pun la loc toate produsele. Eu vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la finalul videoclipului. Sper că v-a plăcut, sper că v-am dat informații utile și cine știe, poate ați încercat și voi aceste produse. Poate unele dintre ele v-au plăcut sau poate altele v-au displăcut. Lăsați-mi și mie comentarii, să aflu și eu. Și nu uitați să-mi dați un like pentru încurajare, share pe rețelele de socializare și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe videoclipuri de genul acesta. Ne vedem pe data viitoare, v-am pupat, ciao!